Costea, spuneți-ne, vă rog frumos, are PNL-ul atât la nivel central cât și la nivel local anumite îngrijorări privind mediul economic, privind mediul de afaceri, mediul economic, unele măsuri care, din punctul nostru de vedere, nu se impun, altele care se impun și nu se pun în aplicare? Despre ce este vorba? Are PNL-ul îngrijorări sau nu sunt îngrijorările PNL-ului, sunt îngrijorările mediului de afaceri cu care ne-am consultat în ultima perioadă și am ajuns la concluzia că o serie de măsuri care erau acceptabile sau chiar bune, sau chiar foarte bune, deci nu recunoaștem, puse în programul de guvernare, nu mai își găsesc locul sau sunt amânate de la 1 ianuarie 2018 la 1 ianuarie 2019 sau nu se știe pentru când și apar tot felul de măsuri surpriză care nu creează decât o panică în rândul mediului de afaceri, atât cel autohton cât și cel internațional, neputând să-și facă previziuni sau să-și respecte promisiunile pe care le au în planurile bugetare pe care le fac atunci când investesc ceva în România și, sau când vor să-și dezvolte afacere. Care credeți că ar fi măsurile urgente pe care ar trebui să le ia statul pentru a crea un mediu propice pentru mediul economic? În primul rând, trebuie să-și îndrepte mai mult atenția către IMM-uri. IMM-urile reprezintă foarte mult dintre agenții economici, reprezintă aproape 100%, 99% din numărul agenților economici, reprezintă 60% din forța de muncă, din cifra de afaceri, deci sunt întreprinderi mici, nu sunt multinaționalele, nu sunt întreprinderile mari care sunt astăzi de stat, sunt întreprinderile mici care încearcă cu greu să treacă de hățișul birocratic și de lipsa de previziune pe care o are acest program de guvernare. Se observă tot timpul că vin măsuri care puțin câte puțin știm să știrbească din durata de viață a firmelor care sunt astăzi în România și în general a firmelor mici care nu își pot permite întotdeauna să plătească impozitele pe care sunt cerute, nivelul de salarizare care este impus și sunt tot felul de măsuri care nu ajută, ci mai mult încurcă sau îngrijorează mici întreprinzători.